Ca băieții, ne uităm la Chelsea Madrid și o țin cu Madrid, firește, că stau pe insulă, că sunt pe Spania. Acum, opa. Da, nimic. Levi e fericit că citește comenturile la videouri despre el. Adriana, Dani Luc, Levi Rules. Mulțumesc. Cum zici? Mulțumesc. Clementina Preda, Levi e mortal. Mulțumesc toți în lume. Bună ziua mea, dragi youtuberi. Analizând așa comenturile din YouTube-urile noastre, din vlogurile noastre și ce întrebări aveți până facem un live, ne-am decis totuși să facem un vlog despre ce trebuie să știi când te muți într-o altă țară. În special, acum noi vorbim de Spania sau Tenerife, dar noi ne-am mutat și în Austria, ne-am mutat acum și în Spania și avem un pic de experiență în domeniu. Și ne-am mutat și în România. Ne-am mutat și din România după 14 ani, ne-am mutat în România, am stat un an. Din Austria. Din Austria. Deci ne-am tot mutat, plus că ne-am mutat în fiecare țară de vreo câteva ori. Cel puțin Austria, cred că ne-am mutat în 10 ani de 10 ori. Avem un pic de know-how în domeniu și vlogul ăsta este pentru cei care vor să facă pasul ăsta. Să se mute din România sau din altă țară în... Da, niște reghetoni. Să se mute din România într-o altă țară. Și despre asta vrem să vorbim astăzi. În primul rând, întreabă-te de ce vrei să pleci din țară, de ce vrei să faci pasul ăsta, de ce nu mai vrei să rămâi, de ce consideri că nu mai este nimic pentru tine în țara aia, sau evaluează-ți puțin motivele pentru care vrei să faci schimbarea, ca să nu ai motivele greșite. Acum, în special, vorbim pentru români care locuiesc în România, ca să fie clar din start. Deci, de ce vrei să pleci din România? Exact ce zicea Cristina, gândește-te bine care e motivul și dacă se merită motivul ăsta să pleci din țară. Și vă dau ca exemplu, vrei să fugi de datorii? Datorile te găsesc oriunde, indiferent unde te muți. Vrei să fugi de o relație eșuată? La fel, asta nu o să te ajute foarte mult. Nu o să-ți vindece rănile. Vrei să fugi de armată? Vrei să fugi de război? Da, poate fi un motiv ăsta în situația actuală. Vrei să fugi de o pandemie? Da, și ăsta poate să fie un motiv. Motive, adică din cele mai des întâlnite sunt astea medicale, adică sistemul medical e la pământ. Da. Și de obicei cine are probleme de sănătate nu se regăsește neapărat în România ca și sistem. Nu ai siguranța că vei avea parte de o îngrijire medicală adecvată. Asta ar fi un primul pas. Vezi exact care sunt motivele. Fiindcă ai putea să alegi, trebuie să mă mut din țară, fiindcă sigur o să-mi fie super bine și că trebuie să scap, cum am spus, de anumite lucruri. Asta ar fi primul pas. Gândiți-vă la motivația pentru care să o faceți. Și o motivație corectă este, de exemplu, din punctul meu de vedere și cred că și al tău, vreau să experimentez o altă cultură. Ăsta este un motiv super întemeiat. Vreau să... Nu știu, am 20 de ani, 25 de ani. Vreau să simt și un alt stil de viață, exact. Să văd... Vreau să-mi lărgesc orizontul din punctul ăsta de vedere. Atunci, da, ăsta e primul pas. Motivele corecte, motivația corectă și de multe ori, din păcate, trebuie să spun, nu suntem sinceri cu noi și ne place să ne mințim. A, plec fiindcă, nu știu, sigur e mai bine, sigur... Nu, trebuie motivația corectă, fiindcă dacă nu vom fi dezamăgiți super, super rapid și super ușor. Asta este al doilea sfat. Fiți obiectivi, să fiți sinceri, chiar dacă este greu când vine vorba de propria persoană, să fii obiectiv. Trebuie să fiți foarte clari cu așteptările versus realitate. Știu că atunci când vrei să faci o schimbare, pui toate lucrurile pozitive în față și zici că negativele le rezolvi. Așa și cu mutat într-o altă țară. De exemplu, te muți în Germania sau în Austria și zici, ce viață frumoasă am acolo, nivelul de trai mare, sistemul social foarte bine dezvoltat, banii foarte bine plătiți, salariile, și ajungi acolo după câțiva ani, 5-6 ani, să-ți dai seama că realitatea e altcumva. Este sistemul dezvoltat, dar și facturile sunt mari. Este sistemul medical foarte dezvoltat, dar și asigurarea medicală este foarte scumpă. Primești 14 salarii pe an, dar la fel de bine ai foarte multe taxe, chiria mare. De aia trebuie să aveți tot timpul în cap, astea sunt așteptările mele, dar care e realitatea? Și ca să știi realitatea, o să ajungem la pasul care te ajută să cunoști realitatea la fața locului, pe teren. Dar ăsta e al doilea pas. Exact, documentează-te tot timpul asta, cred că e foarte important. Să ne luăm informații de la oameni. Într-adevăr că informații sunt de toate felurile și aici, de exemplu, dacă cauți informații, s-ar putea să găsești din surse diferite
sute de variante care nu te ajută la nimic, dar cumva trebuie să le filtrezi. Al treia pas pe care trebuie să-l faci și ce trebuie să știi înainte să te muți într-o altă țară este să ai în vizor pro-urile și contra, avantajele și dezavantajele. Și pentru asta trebuie să ai liste peste liste sau o singură listă mare. Ai rezolvat întrebarea de ce vrei să pleci din țară, ai găsit răspunsul la așteptări versus realitate și acum trebuie să pui pro-urile și contra. Ok, care sunt avantajele că te muți în țara respectivă și care sunt dezavantajele? Informează-te tot timpul din surse oficiale. Caută pe site-urile guvernamentale, pe sursele oficiale sunt cele mai bune. Traducerile pe alte site-uri nici într-un caz rămân în urmă, se traduce poate greșit. Iarăși, nu fiți subiectivi, fiți obiectivi. Nu puneți pro-uri din burtă. Mă mut în Tenerife că tot timpul e cald, 365 de zile pe an, fiindcă nu e așa. Nu este tot timpul vreme de baie. Nu este tot timpul super cald, nu plouă niciodată. Ba da, mai plouă și aici și în nord plouă destul. Fiți obiectivi, nu fiți subiectivi și analizați. Ok, plec din România în Anglia, în Germania. Ce beneficii am? Ce las aici? Ce mă dezavantajează dacă plec? Gândiți că vă pierdeți din relații, din prieteni, din familie, îi vedeți rar, zborurile către casă costă. Și atunci vedeți exact unde sunteți, cu pro-urile și contra. Mă dore brațul! Din ce-ți dore? Următorul pas pe lista noastră ar fi să planifici cu un an în avans. Bine, noi am planificat cu 5-6 luni în avans mutarea noastră din Austria în Tenerife, iar din Austria în România n-am planificat aproape deloc. Dar un an ne-ar fi fost mult mai folositor. Da. Din experiență, un an este mult mai ok și nu ești stresat, nu ai presiune, poți să-ți rezolvi toate treburile. Dacă ești hotărât să te muți, planifică, dă-ți un an tampon între decizie și mutat. Dacă nu începi să faci lucrurile și noi le-am făcut pe fugă și noi am pierdut bani din cauza că am fost presați să vindem anumite lucruri care pur și simplu nu le putem lua cu noi și le-am vândut mai ieftin doar ca să scăpăm de ele. N-am putut să închidem anumite contracte în Austria din timp. Astea sunt bani pierduți. Ne-am grăbit, dar din greșeli înveți, din experiență înveți. Următorul pas, și are legătură cu să plănuiești, este să vinzi ce este de vândut. Și aici nu vă legați prea tare de lucruri, fiindcă vă puteți lua și în țara în care sunteți, poate chiar mai de calitate, dar vindeți lucrurile care trebuie să le vindeți, în special mobila, mașina. Gândiți-vă că vă mutați într-o țară civilizată, nu că România n-ar fi civilizată, dar să zicem că vă mutați în Germania, unde mijloacele de transport în comun sunt foarte bine puse la punct. O perioadă poate nu vă trebuie mașină. Faceți flow market, faceți garage sale, vindeți pe Facebook market, pe marketplace. Noi am vândut foarte mult din lucrurile noastre pe Facebook, pe marketplace, pe Facebook. Și tot timpul țările astea, Germania, Spania, Austria, Italia, găsești mobilă second hand pe website-uri gen OLX. Foarte bună. Foarte adică bună. Aproape nouă. Fără saltele pișate, fără... Bine, sunt lucruri pe care ți le cumperi noi, dar găsești destul de mult. Și vă gândiți că faceți niște bani cu chestia asta, aveți niște bani la îndemână cu care puteți să mergeți în altă țară. Noi așa am făcut, da, am pierdut niște bani, fiindcă v-am zis, n-am plănuit din timp, dar totuși e foarte bine să și comparați prețurile. Ok, am lucrul ăsta care îmi place în România, îl găsesc în țara în care mă mut. Căutați online, se merită să-l duc cu mine, nu se merită, am transport ca să-l duc. Care e costul de transport din România în țara aia? Nu mai bine le au acolo nou sau second hand decât să plătesc transportul. Nu vă atașați de el, că sigur bine. Ce găsești în România, probabil găsești și altundeva. Un alt sfat de la noi, dacă te muți în altă țară și dacă vrei să ai o siguranță financiară, caută-ți de lucru în avans sau cel puțin tatonează terenul. Uită-te pe site-uri ca și LinkedIn, Glassdoor, caută site-uri online de joburi în țara respectivă, sau în Austria. Remote, adică asta e ideal să stai într-un loc. Dacă ai găsi din România job remote și să poți să asta, ar fi ideal. Dar e bine să ai un job în țara în care ești, fiindcă automat ești asigurat acolo, centru de existență ți-e acolo, dacă ai copii, ți-s asigurați, se rezolvă lucrurile mult mai ușor decât dacă ești angajat în România și stai într-o altă țară. Așa, da. Trebuie tot timpul să cântărești lucrurile. La ce mă refer aici? Nu neapărat să-ți pui CV-ul și gata să începi job-ul, chiar dacă tu n-ai rezolvat nimic, dar măcar să vezi cam cum stai. Te caută lumea, așa am făcut eu. Exact, să vezi ce șanse ai. Exact. Eu am aplicat la job-ul unde am știut că mă calific și am așteptat răspunsurile. Și am făcut câteva interviuri, chiar dacă știam că nu mă duc la job, fiindcă oricum nu mă duc, eram angajat în Austria,
Dar am vrut să văd, ok, pe unde stau, la vârsta mea, la CV-ul meu, care sunt șansele. A fost ok și chiar am prins un job la o firmă la care le-am spus că nu mă duc, fiindcă am vrut să merg în Valencia. Și tot la ea am prins job. De asta căutați-vă în avans, tatonați terenul, faceți-vă contacte pe LinkedIn, alt sfat. Deci nu cred că răsare ideea mutării dacă este o țară pe care nu o cunoști, adică mi se pare chiar... Sau măcar ai auzit de ea, sau te-ai informat pe net. Dar dacă ai posibilitatea să o vizitezi, e super, și dacă ai și posibilitatea să stai acolo o lună, cel puțin, să vezi un pic... Ideal, sau să-ți faci vacanțele an la rând. Să vezi mersul lucrurilor. Încercați, dacă e posibil, să stați minim o lună într-un loc în țara în care vreți să vă mutați. Ajută și avantajează la maxim lucrul ăsta. Noi așa am făcut, am stat o lună aici în Tenerife, în 2017, am mai stat câteva săptămâni în Gran Canaria, după aceea încă câteva săptămâni în Tenerife și decizia ne-a fost mult mai ușoară să facem pasul ăsta. Este ideal dacă ați putea să stați o perioadă mai lungă aici sau măcar să faceți concedii mai lungi, nu doar 7 zile, 8 zile, city break-uri. Următorul pas pentru noi a fost un pas destul de important, chiar dacă pare nesemnificativ. Ne-am dezvoltat network-ul sau, cum să zic, rețeaua de oameni, chiar rețeaua socială, social networking. Adică am intrat pe tot felul de grupuri de Facebook din Spania, din Insule Canare, și am pus întrebări, chiar dacă nu eram sigur că ne vom muta 100%, dar noi am pus întrebări ca și când ne-am mutat. Gen, venim în 20 și ceva septembrie și vrem să ne mutăm în Tenerife, decizia luată, bla 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 bla, avem nevoie de informațiile astea. În direcția asta fiți proactivi și căutați informații pe grupuri de Facebook. Acum știu că românii sunt cam ciufuți în general, mai acri, mai nu știu ce, dar vreau să spun că grupul ăsta de Facebook de români de aici din Tenerife e genial, am primit răspunsuri bune, toți s-au sărit în ajutor. Acum ține de, nu știu, cred că ține și de zona în care te muți. Noi am primit multă informație bună, câteva informații nu așa bune de pe grupul, ăsta de Facebook din Tenerife, din Gran Canaria, și ne-a ajutat. Să te gândești ca și cum gata, decizia e luată, ne mutăm. Și atunci îți va veni mult mai ușor să pui întrebările care te interesează. Exact, câmpul tău de interes. Uită-te în telefonul tău. Ia-ți toți prietenii la rând și vezi pe unde trăiesc. Poate găsești unul care trăiește în Zimbabwe, unde vrei să te muți. Sună-l, vezi, interesează-te. Caută și pe YouTube chiar. Poate așa ai ajuns și la vlogul ăsta de astăzi. Acum informația este foarte accesibilă și nu cred că sunt probleme de a găsi ce te interesează. Cred că este, într-adevăr, cred că este un exces de informație. Un pas care mi se pare foarte delicat. Și cred că este. Și cred că este printre primii pași. De fapt, da, printre primii pași. Să-ți pui în temă familia, prietenii, colegii. Să informezi de decizie, da. De decizia ta. Să fii pregătit pentru reacțiile lor, pentru că... Să fii special pregătit de o pun rezistență. Da, sau nu neapărat că o pun rezistență, dar poate suferă, poate, adică trebuie să fii un pic delicat și trebuie să fii sensibil. Ce vrem să spunem, de fapt? Când ați luat decizia să vă mutați și vreți să faceți the big announcement, marele anunț, și îl faceți, nu-l faceți direct pe Facebook, am decis, noi așa am făcut, ca niște șopârlache. Am crezut că va bombă, știi? Dar nu a fost corect, ar fi trebuit să vorbesc cu prietenii în privat, ar fi trebuit să vorbesc cu, bine, la e-mail le-am spus și la ai tăi, dar nu faceți un anunț, nu faceți, vorbiți cu familia și spuneți-le, explicați-le, fiți, cum zicea Cristina, fiți sensibili, așa, fiți diplomați, așteptați reacții de șoc, de negativitate, de nu știu. Și dar, pregătiți-vă și răspunsurile delicate. Pentru... Da, da, fiți delicați, fiindcă ei sunt oamenii la care vă veți întoarce, oamenii cu care veți păstra contactul, legăturile. Exact. Este o schimbare mare să te muți într-o altă țară și nu depinde de vârstă, să știți că lumea zice că la 20 de ani, la 30 de ani, la orice an, e o schimbare mare. Noi vedem asta la copiii noștri. Dar e un pas important și cred că printre primii pași după ce ați luat decizia este să vorbiți cu familia, prietenii, colegii, ce apropiați vă, cercul de inner circle. Și s-ar putea ca vorbind cu familia, cu prietenii, să totuși să vă răzgândiți. Adică, da, așa e. Nu, dar s-ar putea să fie situații pe care nu le puneți pe lista aia, la care nu v-ați gândit, și să fie puncte la care nu v-ați gândit și care totuși să vă trezească puțin la realitate. Așa e, super, da. Un alt sfat pentru tine, nu pleca cu mâna în buzunar, nu pleca cu mâinile goale, nu pleca fără să ai măcar... Financiar, zici. Financiar.
clar. Da, noi am făcut un calcul, deci fără un 600 de euro de adult pe lună, minim, adică cu cureaua strânsă, e destul de greu să te descurci un an fără să ai alt venit. Calculează așa, dacă sunteți doi, vă trebuie minim 1200 de euro pe lună, cred că oriunde ai merge, probabil în Europa asta, ca să te descurci, să zici, cu chirie și mâncare. Faceți-vă calculul așa, 600 de adult, ori 12 luni, și ăsta e fondul vostru tampon pentru un an. Ăsta e bugetul vostru pentru un an. Fondul de rulment. Fără să fii stresat de că trebuie să-ți cauze lucru, că n-ai de lucru și așa mai departe. De ce este important lucrul ăsta? Pentru că îți oferă o siguranță, o liniște financiară, adică până găsești ceva de lucru. Până te familiarizezi cu toată situația. E important să ai niște bani puși deoparte cu care să vii și asta mă duce la pasul cu vin de tot. Încă un lucru pentru care e bine să ai totuși o sumă cu tine este pentru că pot apărea și cheltuieli neprevăzute. Sigur vor apărea. Și nici nu vrei să intri în panică sau în datorii. Când ești la, ananghie sau când ești strâns financiar, pleci acasă. Nu, dar faci greșeli și trăiești cu stres, trăiești sub presiune, faci greșeli, începi să poate să iei tot felul de joburi care nu te avantajează, începi să lucri fără asigurare, multe alte lucruri, dar dacă ai fondul ăsta pentru un an, ai timp totuși să vezi cum e situația la fața locului. Un alt sfat este, înainte să pleci, anulează toate contractele care le mai ai. Că l-ai la televiziune, la UPC, la RDS. Achită-ți toate ratele la bănci dacă poți. Asigurările, la fel. Și de asta este important ca să-ți dai minim un an. Vezi cu jobul, vezi dacă ești angajat, de exemplu. Ce zice contractul tău? Câte luni avans trebuie să-ți dai demisia? Dacă ai o afacere, îți permis să-ți vinzi afacerea, îți permis să faci o lichidare? Lucrurile astea trebuie calculate, luate în calcul. În stresul mutatului și în stresul asta tindem să uităm, bă, avem contracte la Vodafone, la UPC, la... nu știu. O adăugare acum, dar tot ce vorbim noi aici, cred că este foarte important, pentru că ne scrie foarte multă lume dacă credem că s-ar descurca aici cu un anumit job sau da. Cum ar fi dacă ar fi sau... Nu cred că suntem noi în măsură să spunem, da, vino și... va fi super sau vino, clar îți vei găsi de lucru. Nu cred că poate nimeni să promită asta și... Nici nu știm toată situația pieții muncii în Tenerife. Și dacă știu, adică eu cred că asta oricum depinde de fiecare, cum se descurcă, exact. Cum își găsește de lucru, cum se descurcă cu limba, cum se cred învârte. Și credem că video-ul ăsta și în general video-urile noastre nu se adresează la minori. Cred că e foarte important să nu te muți într-un loc doar pentru că vezi că cineva s-a mutat și e și încântat. Și poate că se descurcă și poate că îi place și poate că... Pentru că s-ar putea să nu fie la fel. De-aia e foarte bine când îți pui motivele alea pe hârtie să fii clar în gândurile tale. Nu tot timpul ce vedeți pe video, inclusiv la noi, și în viața noastră este rutină, și în viața noastră sunt probleme, și noi avem datorii. Trăim o viață de care ne bucurăm, dar asta fiindcă vrem noi, fiindcă am decis noi să trăim viața asta și să nu ne lăsăm stresați. Și să... Dar sunt probleme care vin și cu... contractele de la nunți și cu copiii și așa mai departe. Cu sănătatea, bineînțeles, că sunt. Nu înseamnă că dacă trăim pe insula asta, totul e roz. Următorul sfat pentru tine este ca atunci când îți dorești sau vrei să te muți într-o altă țară, să înveți limba. Oh, da, ce bun e asta. Pentru că, clar, dacă nu știi limba, ești, nu te poți descurca. Pornești cu un handicap, practic. Și chiar dacă engleza este vorbită de majoritatea, în Tenerife nu se aplică, cel puțin în Tenerife Nord nu se aplică lucrul ăsta și engleza nu te ajută chiar deloc. Nu ne avantajează nici că știm română, nici că știm germană, nici că știm engleză. Ne avantajează că știm română și înțelegem cât de cât spaniolă. Ah, da, la modul ăsta. Sunt aplicații care te ajută să înveți limba, dacă nu luați-vă meditații, luați meditații. Începe să învățați și mai ales și copiii, fiindcă vor avea probleme la școală, cum au ai noștri. Copiii noștri au probleme la școală, merg încet, în sensul că nici nu știm dacă trec clasa, din cauza limbii. Este unul din aspectele care iarăși trebuie să te gândești cât te muți undeva cu copiii și nu știi limba. E un sfat, să-l pui că s-ar putea să repete anul până știu limba. Un alt tip este să-ți cauți chirie în avans. Și aici poți să-ți cauți chirie în avans chiar când ți-ai luat decizia să te muți în altă țară. Și să vă spun de ce. Nu neapărat că te muți, dar ca să știi ce șanse ai. Scrie în primul rând la privat, traduți pe Google Translate. Și ați vei da seama, ok, care sunt șansele tale. Spune din start, mai ales în țările din vest, dacă ai
2-3 copii, este un pic mai dificil să găsești chirie. Interesează-te de legile țării. Multe țări, cum este în Tenerife, nu închiriază dacă nu aduci 3 fluturași de salariu. Foarte dificil, de aia trebuie să plătești poate un an în avans chiria, ca oamenii să fie siguri. E un lucru simplu ăsta, dar trebuie spus. Următorul pas, să-ți faci un cont în euro, sau măcar să ai o posibilitate să transferi bani în euro, să ai o... Fiindcă plățile le vei face în euro. Exact, și nu neapărat plățile. Dar uite, eu de exemplu aici, din cauza că nu avem un card de Tenerife, De Spania, mi-este câteodată foarte greu să fac unele plăți. Pare chiar un lucru banal să ai cont în euro, dar noi ne-am lovit de situația în care eu mi-am făcut un cont online la o bancă, cum se spune, N26. Aici, așa pe insulă, eu nu pot să merg cu cardul meu de N26, deși este cont de Spania. În cazul că nu e o bancă locală. Nu este o bancă locală și nu prea am facilități. Oricum, trebuie să ai un cont în euro, clar, fiindcă multe plăți le faci online și sau la casă, la magazine și nu se merită să pierzi la schimb. Un lucru simplu, dar eu cred că super necesar să ai cont în euro. Pasul cu numărul, nu știu, numărați-le voi. Este ca să te interesezi și de aspectele legale ale țării în care vrei să te muți, gen permisul de conducere, când te bagă la pârnaie, dacă faci ceva. Da, sau de aspectele sociale, sistemul medical, școlile publice, ce acte ai nevoie dacă vii din România să-ți înmatriculezi copii, de exemplu, în Spania. Iarăși, aici ține de informații. Noi am luat informații de unul la unul și de la alții de pe grupurile de Facebook, dar nu au fost neapărat, nu bune, dar accurate, cum se zice? Clare, fiindcă nu ne-au trebuit... Exact. Nu ne-au trebuit toate actele de care noi le-am făcut, am făcut copii, am făcut traduceri. Exact. Și până la urmă, de exemplu, la școala copiilor, nu am avut nevoie deloc de diplome. Dar noi le-am tradus, noi ne-a cerut total altceva. De-aia interesați-vă, cel mai bine, cum a zis Cristina, pe site-urile guvernamentale, chiar dacă trebuie să traduceți, știu că și Google Chrome și alte browsere au niște plugin-uri care îți traduce automat pagina în română. Sistemul de taxe, cât trebuie să plătești taxele aici dacă ai firmă, dacă vrei să-ți deschizi firmă. Care sunt avantajele în primii ani dacă îți deschizi firmă. Cât îți ia din salariu, de exemplu, un lucru care noi nu l-am știut. Eu sunt angajat aici și mie mi-a... Deci eu am undeva salariul la 1600, 1700, nici nu știu exact, fiindcă nu l-am primit până acum full, din cauza că primele 6 luni plătesc mai multe taxe. Deci sistemul, guvernul îmi ia mai mult din salariu. Primele 6 luni de locuit în Spania. De aceea interesați-vă de lucrurile astea dinainte. Oai, nu intrăm în apă, deci ce faină-i. A, tu n-ai la tine nimic. Pasul următor este ca atunci când pleci undeva, ia în calcul faptul ăsta că va trebui să te întorci pentru a-ți vizita părinții în caz de boală, în caz de, nu știu, orice nevoie ar avea, că va trebui poate să te întorci pentru a rezolva probleme financiare. Sau de tot. Încearcă să fii flexibil. Să fii flexibil și să-ți pui totuși pe listă toate. Noi ne terminăm unul altuia semnicele. Toate variantele. Toate variante. Iar una dintre variantele astea, care e cea mai des întâlnită, cel puțin la noi, este că trebuie să urcăm în avion destul de des pentru diferite chestii. Ori că zburăm în Austria, ori că zburăm în România. Încă un sfat este să nu te rup de tot de locul din care pleci. Gen, plec și nu mai vorbesc cu tine. E mai mult niciodată. Un sfat, da. Sau, e clar că nu poți să te rupi niște părinți, să zici, nu te mai vorbesc cu tine niciodată sau așa. Lasă totuși o portiță, lasă loc de bună ziua și la lucru, de exemplu, pentru că nu știi cum merg lucrurile, s-ar putea să fii nevoit. Sau foarte bun, da. Să vrei sau să nu suporti. Încheie socotelele amiabil cu toată lumea dacă pleci. Cum zicea, la lucru, la prieteni, lasă-ți tot timpul chestia asta, bă, poate mă întorc. Să nu lași chestia, am plecat, nu mă interesează România, să nu mai aud de România, da. Eu nu m-aș mai muta înapoi. Viața te învață că nu toate lucrurile sunt bătute în cuie. De-aia lasă-ți tot timpul loc de bună ziua și totuși România e țara în care ne-am născut majoritatea dintre noi. Fiecare are motivele lui, din ce cauză vrea să plece sau din ce cauză a plecat. Dar asta este experiența noastră până acum. Nu știm dacă de aici ne mutăm altundeva. Nu spunem nu că ne vom muta înapoi în România sau în Austria sau cine știe pe unde ne mai duce viața asta. Cam asta este. Vrem să mai facem un vlog
cel puțin pe tema asta, ce trebuie să știi când ai ajuns și te-ai mutat într-o altă țară, la ce să te aștepți și care sunt sfaturile noastre, cum să te adaptezi, să te acomodezi mai repede. Mulțumim iarăși din nou că v-ați uitat la noi și ca și de fiecare dată ne bucurăm pentru un like și un subscribe. Vă pupăm, vagabonzilor! Ta-ta.